acum vedem ce, că acești parlamentari care au votat habar nu au despre agricultură. Și acum vă spun și de ce. Nu aduc în discuție terenurile neproductive. Adică, vorbind de criza alimentară, vorbind de problemele care le au fermierii, vorbind de secetă, vrem să producem și noi aici, la noi în țară. Deci pe terenurile neproductive care avem, slavă Domnului, cred că sunt zeci, dacă nu sute de mii de hectare în țara noastră, vorbind de terenurile nisipoase, nu aduc în discuție. Aduc în discuție terenurile arabe, aduc în discuție pășunile, aduc în discuție viile. Suntem cu toții pentru a produce energie verde. Dar, repet, avem terenuri neproductive. Acești parlamentari care au votat, cum au votat? Nu și-au pus întrebarea că se discută despre o criză alimentară? Terenurile alabile, pășunile, unde vor pășuna? Cu animale. Cu animale, pe culturile noastre, pe terenurile noastre. Unde? Când avem, și vă dau exemplu, județul Mehedinți are peste 1500 de hectare. Terenuri care nu se cultivă, terenuri nisipoase. Păi de ce nu fac acolo? Foarte bună energie electrică, dar eu nu văd să primească vreodată populația energie electrică ieftină, în loc de mâncare, făcută de cei cu eoliene sau de cei cu panouri fotovoltaice. Noi o să avem tot energie scumpă și cu atât mai o să facem și foamea, că nu o să mai avem unde să punem grâu. Dacă ar fi să luăm tehnologia culturii pentru protecția împotriva burienilor, am avut o prașila întâi, după care am făcut prașila 2, care are un sistem de tip fluture care îndepărtează burienile din zona plantelor, iar în zona în care nu s-a reușit combaterea burienii complete, facem a treia prașilă, pe care o vedem și în spate, prășirea termică, care se face cu gaz propan. Ce specific are el? Are specificul că odată ce există o trecere cu gaz, cu foc, cu flacără din ambele părți la bază, la baza plantei de bază, dar acolo unde se găsesc buruienile, iasă cu o temperatură de 1500 de grade aproximativ, timp de câteva milisecunde, efectul pe care îl are îi spargerea celulelor în plantă, în buruiană, și respectiv distrugerea ei. După care vine următoarea trecere mecanică, adică bilonarea, și atunci toate buruienile care au fost arse și oprite pe loc vin acoperite cu pământ. Este chiar primul prototip. Este dezvoltarea unui tractor care a fost prezentat acum câțiva ani, dar care era limitat ca și funcționare. Acesta, practic, a primit multe upgrade-uri. Adică, în primul rând, are o pompă hidraulică care acționează toată hidraulica necesară unor utilaje agricole. Avem tracțiune 4x4. E mult mai confortabil decât celălalt, care era foarte rudimentar. Prezintă toate sistemele de siguranță necesare unui tractor. Relativ ușor de folosit. Se folosește ca o mașină automată, practic trebuie doar să apăsăm pe accelerație și atât. Are înglobată, să zicem, niște inteligență artificială. Poate să comunice date despre poziția lui, despre consumul lui. Aceste date pot fi accesate cu ajutorul unui site web, de către management sau de către utilizatorul utilajului. Noi am făcut teste de anduranță, că asta ne-a interesat în mod special, și am ajuns la concluzia că se poate folosi pentru spații închise, este cel mai bine, pentru că nu degaje absolut deloc gaze. Se poate folosi în ferme mici, pentru pomicultură, viticultură, la, să zicem, la tractarea chiar și pe distanțe mai mari a unor remorci destul de grele. O autonomie care ne-a ieșit nouă din calcule
atunci când este folosit la maxim și practic puterea folosită este maximă, este cam o oră, dar depinde de baterie. Iar maxim de autonomie a fost aproximativ 5 ore atunci când a tractat pe diferite tipuri de teren remorcă de 4 tone. Fermierul Ionel Mușatoriu cultivă legume de când se știe. Are mai multe solarii și chiar culturi de legume în câmp. Toată suprafața de câteva mii de metri pătrați o muncește doar cu soția și încă o persoană tot din familie. Alți zilieri sunt greu de găsit. Mușatoriu spune că efortul pentru a cultiva legume este enorm. Se muncește în căldură de dimineață până seara aproape tot anul. Scoate recolte bune, dar când vine momentul vânzării, profitul aproape că nu există. Deocamdată recolta e bună. Și văd că au început și să vândă, până acum nu prea să vinde. Și... Cum reușiți să vă valorificați produsele? Avem o piață aici, în Lodeanu Sărat, și o valorificăm aici. Mai, dacă mai avem timp, mai ne ducem și la Puceni în București, mai vinem și pe acolo. Ați făcut așa un calcul care ar fi prețul minim de vânzare la roșii și ca să vedeți ca să vă acoperiți investiția? Deci numai să acoperi investiția ar fi roșia să nu scadă sub 2 lei, că altfel degeaba am muncit. Și la castravete tot cam acolo. E reușit să vindeți la prețurile astea? Momentan văd că să mențim prețurile cât de cât și s-a vândut. Pentru noi, ca să mai vindem la câte legume facem, să vindem la piață, nu o reușim. Da. Deci apelați la acești intermediari? Nu avem ce face. Păi, și... cumva nu împărțiți profitul cu ei? Împărțim, de multe ori câștigă ei mai mult, că noi avem investiții mari în spate. De asta iarnă, de la căldură până la toate astea, la noi se cunoaște. Dar ei, dacă le iese 50 de bani pe kilogram, ei sunt foarte mulțumiți. Scade și motorina și ce mai dă taxe pe acolo. Atât, noi avem multe. Îngrășămintele s-au triplat, toate s-au... În condițiile în care toate astea sunt scumpe, puneți la îndoială înființarea unor culturi în anii viitori? Sau vă gândiți cumva să renunțați la o parte din culturi? Sau... Da, o să mă gândesc și mai rentabil, cum am avut și în câmp, am avut și varză și roșii, pepeni, de toate am avut și care nu mi-au dat randament, nu se mai face. Mai câștigat eram dacă puneam porumb. Și renunț la ele. Nu mai mă chinui, că e cheltuială mare pe hectar. Legumicultorii spun că în condițiile actuale, după toate scumpirile din ultima perioadă, au ajuns la limita supraviețuirii. Condițiile astea, pentru dumneavoastră, mai este profitabil o astfel de activitate? Sincer, nu. Nu, pentru că muncim foarte mult. Deja noi din ianuarie semănăm. Terminăm cu agricultura undeva în decembrie, aproape de sărbători, că trebuie să eliberăm solarii și așa mai departe. Noi nu avem concediu, noi nu avem timp liber. Și când trageți linie? Și când tragem linie, foarte... doar să supraviețuim, să zic așa. De la poarta legumicultorilor din Glodeanu Sărat, un kilogram de roșii pleacă cu 2-3 lei, dar în piețe prețul se dublează și diferența toată lumea știe în buzunarele cui ajunge. Am luat decizia în urma constatării faptului că au crescut consumurile, nu au crescut media zilnică. Ieri, de exemplu, la Bârnova s-a dublat. În mod normal, furnizăm într-o suburbie a municipiului Iași, în zona metropolitană, 800 de metri cubi pe zi. Ieri am furnizat 1700 doar într-o zi. Dar pe cât faci consumul pe lună, ajungem la... de 3-4 ori au crescut aceste consumuri. Asta în zonele rurale și furnizăm în zonele cu program, în zonele în care avem acumulări de suprafață, în care nivelul e foarte scăzut. N-a nins toată iarna, n-a plouat toată primăvara. Sunt rezerve foarte, foarte puține de apă. Apa se degradează din cauza căldurii. Inclusiv astăzi pe lacul Chirița ne-a apărut o peliculă foarte, foarte fină, care devine foarte greu de coagulat și de reținut. Așa că am luat decizia să restricționăm acolo unde se poate, pe perioada nopții, să refacem rezervele și să acumulăm apă, astfel încât să putem să dăm în timpul zilei.
putem să înțelegem câtă zăpadă se duce pe apa Simbetei, ajungând în Olt și ajungând în Dunăre, degeaba. Sau poate nu degeaba. Ar putea fi colectată această apă, depozitată și folosită în momentul propice? Exact. Sunt simple acumulări de apă. Nu de suprafețe mari. Trebuie să fie multiple, trebuie să fie utilizată relieful de așa natură încât să nu ai investiții majore să deplasezi pe orizontală. Trebuie să deplasezi pe verticală cursurile de apă. Întreaga țară beneficia de o acumulare de apă care nu există oriunde în lume. Deci noi o avem, suntem la 15 km de această sursă de apă, dar se risipește. De ce? Pentru că nu avem gândirea unor rețele de distribuție a acestei ape. Nu putem să dăm drumul la o acumulare de apă pe o conductă de presiune de la nivelul la care suntem noi, nivelul Oltului, până la nivelul de spoalele munților, sunt undeva 700 la 400, 300 de metri. 300 de metri înseamnă 30 de atmosfere. 30 de atmosfere care se pot distribui pe orizontală. Nu trebuie, pentru că trebuie să avem cel puțin 6 ruperi de presiune. E tehnic. De ce să faci o rețea să reziste la o atât de mare presiune? Trebuie să faci la 6 atmosfere, trebuie să faci o rupere de presiune. Acea rupere de presiune înseamnă iarăși o acumulare de apă. De ce să risipește apa? Iarăși mai aruncăm niște pești în balta aceea, iar mai vine și pescarul și mai facem turism. Iarăși mai vin și niște lebede și niște alte păsări care se... Deci biodiversitatea, parcă e prea frumos. Cum executăm plivitul viței de vie? Ce înseamnă plivitul? Plivitul sau tăierile în verde, se elimină toți lăstarii care dau din portaltoi, lăstarii de viță de vie care sunt în exces pentru a ușura vița de vie, fiindcă ei doar consumă, și se așează lăstarii rămași cu rod printre sârmele sistemului de susținere. Care este scopul? Scopul este, în primul rând, eliminarea consumatorilor, lăstarilor care consumă, și, în al doilea rând, se rup toți lăstarii de pe butucul viței de vie, de la baza butucului, ca să se aerisească, să poată să circule aerul și să elimine umiditatea. Umiditatea la viță de vie, fiind și în temperaturile foarte ridicate, înseamnă mană, înseamnă făinare, înseamnă putregaiul cenușiu. Astea sunt bolile cauzate de umiditatea în exces. Vorbim de o viță de vie ecologică, trebuie să le precizăm telespectatorilor că aici, practic, mâna omului face minuni. Da, deci toate lucrările în vie le facem manual, cu multă manoperă, multă sudoare, să zic așa, dar suntem mândri că putem să obținem struguri sănătoși fără niciun fel de chimicale, de substanțe chimice, din care să facem un vin la fel de sănătos, fără niciun adaus chimic, un vin tradițional, dar un vin nou pentru clienții noștri din ziua de astăzi, după tehnologii inovative, noi, cu multă dragoste
față de, de vinul nostru. Mii de fermieri au protestat violent luând cu asalt Parlamentul de la Haga, având loc adevărate bătălii cu forțele de ordine. Este un alt episod al nemulțumirii agricultorilor olandezi, după ce săptămâna trecută au blocat cu tractoarele o serie de drumuri. Protestatarii au incendiat de asemenea cauciucuri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Mai multe autostrăzi au fost blocate de protestatarii aflați la volanul tractoarelor, iar baloți de fân au fost incendiați pe căile de rulare. Fermierii s-au supărat pe guvernul olandez după anunțul executivului din 10 iunie, care vizează un plan de reducere a emisiilor de azot cu până la 70% în 131 de zone cheie, majoritatea aflate în apropierea rezervațiilor naturale și a unor zone protejate, pentru a atinge obiectivele de mediu în 2030. Pentru fermieri, acest plan înseamnă o scădere cu 40% a emisiilor și cu aproximativ 30% mai puține animale, potrivit presei olandeze. Acțiuni de protest au avut loc aproape zilnic după acest anunț. Țările de jos, al doilea cel mai mare exportator de produse agricole din lume după Statele Unite, este unul dintre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră din Europa și în special de azot. Situație cauzată în parte de numeroasele turme care pasc pe câmpiile sale. Populația de animale este estimată aproape la 4 milioane de vite, 12 milioane de porci și 100 de milioane de găini. Evenimentul este organizat pe o suprafață de 140 de hectare și oferă vizitatorilor acces la un amplu program de demonstrații agricole, prezentări de tehnică agrară și soluții complete pentru fermele vegetale și zootehnice oferite de companiile prezente la eveniment. Evenimentul găzduiește la standurile expoziționale ale brandurilor naționale și internaționale, producători de semințe, furnizori de echipamente zootehnice și inputuri, prestatori de servicii pentru agricultură. De asemenea, sunt amenajate zone de demonstrații live pentru tehnica agricolă de ultimă generație, iar vizitatorii care dețin carnet de conducere au oportunitatea să participe la sesiuni de drive test într-un spațiu special amenajat. În cadrul târgului sunt prezentate tractoare, mașini și utilaje agricole de mici și mari dimensiuni, ultramoderne, mașini de erbicidare, precum și alte soluții și sisteme high-tech dedicate sectorului agricol. Un punct de referință al evenimentului este dedicat prezentării platformei experimentale de la podul Iloaiei, dedicată culturilor de grâu, porumb și floarea soarelui. Desfășurate pe o suprafață totală de 100 de hectare, loturile experimentale oferă posibilitatea vizitatorilor de a analiza la fața locului evoluția soiurilor testate, influența factorilor climatici și tehnologici asupra dezvoltării plantelor, de a cunoaște potențialul hibrizilor și de a-i evidenția pe cei cu rezultate optime pentru zona județului Iași. Cea mai mică ofertă de cost și transport a fost pentru grâul românesc, la 429,90 dolari pe tonă, au declarat comercianții, o scădere de 10% față de cea mai mică ofertă achiziționată la ultima licitație din iunie, dar totuși o creștere de 58% față de o achiziție din România, făcută în jurul aceleiași perioade anului trecut. Achiziția vine la câteva zile după ce ministrul egiptean al aprovizionării a declarat că executivul de la Cairo caută modalități de reducere a importurilor, prin creșterea procentului de extracție pentru făina utilizată pentru pâinea subvenționată la 87,5% de la 82% și chiar prin utilizarea cartofilor în fabricarea pâinii. Egiptul urmărește să economisească aproximativ 500.000 de tone de grâu importat. Tot în această săptămână, Banca Mondială a împrumutat Egiptul cu 500 de milioane de dolari pentru a ajuta la finanțarea achizițiilor de grâu. Ultima licitație făcută de egipteni a inclus și transporturi rusești prin portul Cavcaz, după ce s-au făcut modificări în caietul de sarcini pentru a permite tuturor porturilor rusești să participe. În acest context, cel mai mare operator din portul Constanța cere ajutor pentru a-și cumpăra noi utilaje care să facă față transporturilor de cereale din Ucraina. Constanța a devenit singura șansă a exporturilor de cereale din țara măcinată de război, în condițiile unei crize alimentare crescând de la nivel mondial. Dar administratorii portului susțin că, lăsând la o parte numărul în creștere al acestor transporturi, volumul operațiunilor ar putea deveni în curând imposibil de gestionat, fără un sprijin susținut și fără investiții din partea Uniunii Europene. Săptămâna trecută am recoltat și eu a doua, a treia oară tomate, aici o cantitate destul de mare și am ajuns la piața de gro din Brașov.
Spre surprinderea mea, nu mai fusesem de câțiva ani de zile, de obicei știți, livrez către un retail, mai vând și la piață, acum având anumite probleme, am ajuns în zona Brașov și m-am dus la piața de gros. Domnul Ghinean, nimeni nu are casă de marcat, producătorii îi numărăm pe degete și găsim acolo, domnul Ghinea, de la porumb zahara, nu, cel mai bine spus, de la legume verdețuri, până la porumb zahara, să nu mai spunem de morcov, pătrunjel, ceapă, varză, roșii, ardei și așa mai departe, care nu sunt produse în România și sunt vândute în continuare fără o formă juridică, fără o casă de marcat, fără cireșe, cireșe, caise, piersici din Cipru, din Egipt, struguri de masă, domnule, raiul pe pământ. Totuși, ar trebui autoritățile să-și facă datoria să întețească aceste controle, dar noi ne-am dorit ca aceste controle să fie la modul de informare, atât pentru fermieri cât și pentru comercianți. Încă o dată, vă repet, avem nevoie de acești comercianți. Ei, dacă ar ști că pot opta pe 1% sau 3% din cifra de afaceri, cu siguranță peste 80-90% din ei ar intra în legalitate și atunci am vedea o recuperare de bani către bugetul de stat, care se pot îndrepta în diverse activități, inclusiv pentru noi, pentru agricultură. Dar, din păcate, ce se întâmplă această dată, eu am rămas surprins. Credeți-mă și o spun public, am vândut aproape 2 tone de tomate și nu știu dacă am reușit ca pe o tonă să dăm documente. Dom'le, le explicam, domnilor, fac parte dintr-un program, uitați, nu interesează, dar să zic că mai mulți procentual față de acum un an sau doi m-au surprins cei care au afaceri mai micuțe, gen magazin și așa mai departe. Primul lucru care întrebau, aveți hârtie? Noi am dat seama ce înseamnă hârtie, adică să dai un document, ori filă de care de comercializare, ori factură dacă ești PFAI sau IF. Dar totuși, să pleci într-o piață de gros, să pleci de la un producător, de unde vreți dumneavoastră, fără documente pe marfă, asta înseamnă că este o complicitate cu autoritățile sau o delăsare a autorităților în acest sens. Vinurile ecologice, fiind și vinuri mai exclusiviste, au clienții lor, clienții noștri care nu se uită la preț sau la costurile vieții. Pentru un vin de calitate și prețurile noastre nu sunt mai mari decât la vinurile convenționale, preferă să bea vin ecologic, vin sănătos. Avem o parte din clienți care vor să mănânce sănătos, vor să nu polueze mediul și vor să și bea un pahar de vin sănătos. Dar revin încă o dată cu îndemnul către telespectatori să consume produse românești, indiferent că discutăm despre vinuri românești, brânzeturi românești, lactate, produse din carne și așa mai departe, pentru că oamenii ăștia chiar fac o treabă bună și merită stimulați, merită încurajați în ceea ce fac. Pentru dumneavoastră e și foarte multă pasiune. Când vorbim de vinurile pe care le faceți, de aici a pornit practic totul și ați reușit într-o perioadă relativ scurtă să vă dovediți eficiența în piața vinului. Da, viticultura o fac din pasiune. Pasiunea începe din vie, unde am fost, unde toate lucrările sunt făcute manual, unde strugurii sunt culeși manual, sunt sortați manual, bob cu bob, și tot procesul tehnologic până ajunge la vinul din pahar este făcut cu dragoste și cu pasiune.